Am un marker și un stilou 3D. O să încep prin a încercui capacul. Ok, perfect! Acum pot scoate căpăcelul ăsta și o să-i desenez un cozoroc și o să umplu spațiul astfel creat, înainte și înapoi, înainte și înapoi. Gata! Am terminat cu asta. Acum o să adaug în laterale două elemente făcute deja. O să le lipesc pe laterale și acum am nevoie de niște galben. O să desenez o literă cu cerneala asta 3 de galbenă și o să-mi pun șapca miniaturală fix pe cap. Acum sunt gata! Fiți gata! Atenție! Au! Ce naiba? Hei! Ce faci acolo? Oh, vai de mine! L-am lovit! Mai bine pun șapca asta pe capul unei rățuște. Da, ea e de vină. N-am prea avut cliente azi. Aș dori un tuns și un coafat. Oh, da, vă ajut cu mare plăcere. Vă rog, luați un loc aici. Mulțumesc. Cum e vremea afară? Tot cald e? Ok, cum vă pot ajuta? Tai-mi doar vârfurile. Elimină vârfurile despicate și dai puțin volum. Sigur, sigur, mă ocup imediat. Dar mai întâi o să reglez scaunul. Încă puțin și încă puțin. Puțin cel mai mult. Gata, să trecem la treabă. Ce păr frumos aveți. Se vede că aveți grijă de el. Am găsit câteva fire încălcite. Ce se întâmplă? De ce te-ai oprit? Nu-i bai, nu e nicio problemă, am situația sub control. Oh, vai de mine, mi s-a rupt pieptenele în două. De ce ai făcut fața asta? Nu-i nimic, sunt puțin balonat. Ce mă fac? Era pieptenele meu cel mai bun. Stai, bineînțeles, stilul meu 3D. O să-mi rezolve imediat problema. Am scos la imprimantă poza unui pieptene. Acum trebuie doar să-i trasez conturul. O să umplu conturul cu cerneala mea 3D preferată. Ce roz! Ok, arată bine până acum. Așa, am făcut partea din fața pieptenului. Acum o să trec la mâner. O să folosesc nuanța asta deschisă de verde. Ce culoare frumoasă! Nu folosesc prea des. Și dacă tot fac un pieptene nou, de ce să nu-l fac mai drăguț decât cel vechi? După ce termin cu partea asta, o să adaug și niște flori. Ok, sunt aproape gata. Și voila, un pieptene nou. A adormit. Trebuie să mă grăbesc puțin să-i termin de pieptănat părul. Scuze, cred că am ațipit puțin. Ok, cred că o să trec de nivelul ăsta. Așa, ultima rundă înainte de comoară. Hai că pot. Ce faci acolo? Ce entuziasmat e. Mai am puțin și cuceresc pivnița. Mă lași pe mine să joc? Nu, acum mă joc eu. Te rog. Am spus nu, acum mă joc eu. Te rog, te rog, te rog. Am spus nu. Bine, am înțeles. Nu trebuie să fii așa răutăcios. Și mi s-a golit cicana, super. Hei, sunt cu ochii pe tine. Să nu te atingi de jocul meu. Sunt cu ochii pe tine, să nu te atingi de jocul meu. Ce morocănos e. Bun, a plecat, asta e șansa mea. Nu trebuia să plece așa. Se crede tare priceput la jocul ăsta? Lasă că-l învăț eu minte. Da, mă pricep de minune la asta. Nici nu se compară cu mine. Ia de aici și de aici. Ce zici de mișcarea asta? Oh, nu! I-am dărâmat cana. A căzut. Nu, s-a spart. Ce mă fac? O să-și dea seama că i-am jucat jocul. Stai puțin. Știu. În regulă, cană, hai cu mine. O să-mi folosesc stiloul 3D ca să rezolv această problemă. O să conturez zona spartă de la marginea cănii. Ok, ok, pare că merge. Trebuie să continui. Acum o să unesc cele două părți și o să umplu zona cu roșu, ca și cum aș scoase o cuață sau aș atașa un petic. O să fie nevoie să trasez multe linii, dar nu trebuie să arate perfect în etapa asta. E mai important să trasez baza. Ok, e aproape gata și perfect! Cred că am reparat-o. Am făcut tot posibilul. Nu! Se întoarce! Trebuie să dispar de la birou! Repede, înapoi pe fotoliu. Am reușit. Te porți ciudat. Sunt în continuare cu ochii pe tine. E ceva în neregulă aici. Simt că lipsește ceva. Cred că mi se pare. Așa, o să-mi umplu cana la loc. Trebuie să rămân hidratat ca să trec de nivelul ăsta. Ce bun e. Oare o să observe? Stai, ce n-ai bani pe cana? La 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 la. Se pare că nu e ea de vină. Nu mai contează, ia să-mi continui jocul. Mulțumesc că ai dat cu aspiratorul, domnule Broccoli. Poftim? Visam ceva. Oare cât e ceasul? Ia să-mi verific telefonul. Telefonul meu! Nu!
Ah, ce tare s-a lovit de podea! Nu, nu! S-a spart! Vai de mine, ce îngrozitor! Ah! Aveam un coșmar! Ce s-a întâmplat? Unde sunt? Ah, corect, telefonul meu! Hei, sunt aici jos! Am căzut! Ai uitat? Bună! Un coșmar! Vai de mine! A fost încă un coșmar! Stai puțin, telefonul meu! Telefonul e la locul lui, n-a căzut pe jos. Dar a intrat panica în mine. Trebuie să-l protejez de o asemenea soartă. Știu ce pot face. O să-mi folosesc stiloul 3D ca să găsesc o soluție. Îmi place movul ăsta, deci o să-l folosesc pentru a acoperi husa telefonului. O să fac o mișcare în zigzag, apoi o să trag o linie dreaptă până la capăt. Apoi o să repet mișcarea. Trebuie să umplu zona asta cu cerneală 3D. Ok, acum că partea superioară e gata, o să acopăr și lateralele. Vreau să mă asigur că partea asta e acoperită bine. Gata, am acoperit toată husa telefonului. Ah, l-am scăpat! Nu-i bai, nu m-am spart! Vai, ce îngrijorat eram! Dar noua husă și-a făcut treaba. Bun, mă pot culca la loc. Nu, asta nu, nici asta nu e ce trebuie. Clar nu! E îngrozitoare! Nu am deloc ce purta! Ce dezastru! Ce se întâmplă aici? Uf! N-am cu ce să mă îmbrac! Serios? Uite ce de haine! Dar am întâlnire cu Jake! Cu Jake? Vai de mine! Ce ne facem? Păi, poate pot purta tricoul ăsta, ce zici? Sau poate rochia asta roșie mai bine? Sau e prea mult? Nu sunt sigur că e cea mai bună alegere! Stai! Cred că tocmai mi-a venit o idee genială! Am uitat că am topul ăsta drăguț! Ah, dar n-am bijuterii care să se potrivească bine cu ținuta asta! Stai! Cred că știu ce putem face! Ha? Nu înțeleg! Ah, stai! Ce deștept ești, tati! Sigur o să găsesc ceva util pe aici! Nu! Nu am nimic! Mă las pe gubașă! O să am parte de o întâlnire de coșmar! Mai bine o anulez! Stai! Sigur putem face ceva în legătură cu asta! Nu pot ieși în oraș fără o pereche de cercei, chiar nu pot! Nu sunt sigur ce pot să... Stai! Am perna asta de voiaj și un stilou 3D! Scumpa mea, cred că am găsit soluția! Vai de mine! Cred că ai dreptate! Ok, am scos la imprimantă imaginea unei felii de pepene roșu. Acum o să încep să o conturez. O să folosesc cerneală 3D neagră și o să-i trasez conturul de jur împrejurul liniei exterioare. Acum o să trasez și liniile interioare. Ok, arată bine până acum. Dar n-am terminat încă, mai am multe de făcut. Acum o să încep să umplu felia de pepene cu cerneală 3D roșie. Să nu uit să trasez și marginea cu roșu. Așa, până la capăt. Acum o să trec la coajă. Verdele ăsta e alegerea perfectă. Ce distractiv e! Ar trebui să fac asta mai des. Aici o să am nevoie de un verde mai închis. Apoi o să fac sâmburii de pepene cu negru. Câteva picături negre peste roșu. Da, o să mai fac unul aici, cred. Iuhu, am terminat! Ce bine arată! Îmi place foarte mult! O să mai fac unul la fel și apoi niște agățători de cercei. Ah, nu vine să cred ce bine au ieșit! Îmi plac la nebunie! Ia să-i probez! Arată bine, nu-i așa? Sunt drăguți? Mulțumesc mult, tati! Ideea ta a dat roade! Gata! Mă duc la întâlnirea cu Jake! Super! Distracție plăcută cu Jake! Ah, așa! Unde mi-e perna de voiaj? Uită! Perfect! Stai, ce-i asta? Oh, o poză! Ah, ia uite! Se distrează de minune! Ce drăguț! Tu ce fel de cercei ai face cu un stilou 3D? Spune-ne mai jos într-un comentariu și nu uita să le arăți acest clip prietenilor tăi și să te abonezi la canalul nostru pentru a nu rata distracția!